Aho, aho, copii și frați! Stați puțin și ne ascultați! Vă trimitem o urare în zile de sărbătoare! Viață lungă, sănătate, bucurii și spor în toate! Vă urează la mulți ani! Trăiește curat, colectează separat! Un județ mai curat se poate face doar cu ajutorul tău. Fii responsabil cu materialele din jurul tău și consumă responsabil. Folosește cât mai multe produse amalate din materiale prietenoase cu mediul. Contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează. Trăiește curat, colectează separat! Și eu depun deșeurile separat. Supercom susține campionii! Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, ora exact, Antena 3 Deva, iată că avem o emisiune cu primar de top, după ce ieri a fost prezent primarul municipiului Deva. Îl am astăzi ca invitat pe primarul municipiului Hunedoara, domnul Dan Bobouțanu, pentru prima dată în acest an. Suntem în prima, aproape în prima jumătate a lunii ianuarie, deci vă spun la mulți ani, sănătate și să vă iasă toate. La mulți ani, la mulți ani. Să ne iasă toate și mie și dumneavoastră și postului și orașului. La toată lumea. Mulțumim de urări. Ce să facem? Să ne uităm înapoi, să ne uităm înainte? Acum știu că vorbesc colovial așa. Deși maică mea are 82 de ani, zice, dragă, zice, nu mă mai tot întâlnesc cu babele mele, că tot timpul își amintesc de ce-l făcut ele acum 60 de ani. Zice, eu mă uit că viața mea e înainte. Acum, eu zic că poate se cuvine și un mic bilanț pe 2023, planul pe 2024 și situația la zi. Cred că ceea ce este acolo este un buget, nu? Aici este o parte din munca administrației locale din Hunedoara, care urmează să fie pusă în practică anul acesta. O parte din ea. O parte. Da. Proiectele pe fonduri europene, bugetul, le-am luat de pe masă pentru că am avut discuțiile, era să întârzi și la emisiune, tocmai pe așa ceva și zic, hai să le mai citesc o dată după masă acasă. Da, dacă, am venit și în emisiune cu ele, poate povestim. Dacă tragem linie despre și ce urmează. Ne uităm în 2023, puteți să fiți scurt. Mulțumit, parțial mulțumit, foarte mulțumit, încântat. Este greu să dai un răspuns sec. În principiu sunt cam nemulțumit. Colegii spun cusuri giu fără cusuri. S-ar fi putut termina mult mai repede unele proiecte. S-ar fi putut începe mult mai repede alte proiecte. Cred că era loc de mai bine. Dar mai bine până la urmă binelui. Nemulțumitului se ia darul. Adică noi sau îi se ia jobul. Noi am făcut tot ce a depins de noi ca să înaintăm cât mai mult cu aceste proiecte, dar evident este loc de mai bine și nu e doar o metaforă, chiar întotdeauna omul își dorește în fiecare zi mai mult. Așa e, da, aveți realizări multe. Acum eu mă uit și la cea de, sigur o numesc de top așa pentru că ea e spectaculoasă, chiar dacă pentru cea cu Corvinu a fost o performanță în cununarea unei munci care și a unei ambiții scrâșne din dinți, strânși din pumni cu faptul că echipa a trecut în Liga a doua. Proiectul Corvinul, da, Hunedoara. Bun, adică eu am mai spus-o. Nu se mai trăiește din trecut, se trăiește în prezent. Corvinul Hunedoara nu este, cum să zic, nu ne creăm venele pentru fotbal, să nu înțeleagă cineva că am făcut o echipă și merge la stadion și avem jucăria noastră. Niciodată n-am gândit așa. Am spus, oameni buni, facem un proiect, punem în evidență un brand, pentru că la final roadele acestui brand trebuie culese de orașul Hunedoara. Cu cât se vorbește mai mult de orașul Hunedoara, cu atât devine mai interesat
interesant pentru potențiali investitori, dacă vreți, în fotbal, în cultură, în locuri de muncă. Asta a fost ideea noastră cu care am pornit. Deci, noi când analizăm, și el este analizat proiectul destul de des, când analizăm proiectul Corvinu Hunedoara, ne așezăm la masă cu cifrele, cu logistica umană, exact ca la proiectul reabilitare al biroului Cernă sau Centrul Vechi. Nu e nicio diferență. Și începem să spunem, hai să vedem ce aveți de făcut, câți bani cheltuiți acolo, ce înseamnă cantonament acolo, ce înseamnă jucătoria, care e cota de piață. Deci până la meciul propriu zis, la plăcerea aceea de a te uita la fotbal, analiza se face exact ca la fiecare proiect cu finanțare europeană sau din bugetul local. Niciun detaliu nu este scăpat. Câteodată și ei se miră că cei din conducerea clubului le mai trimit mesaje pe la ora 23 sau îi mai sun pe la 23 jumate. Domnul primar, s-a întâmplat ceva, dar mi-a adus aminte. Ia spuneți acolo, de ce treaba e așa și nu așa? Nu-l analizăm chiar doar din punct de vedere sportiv. Deci este un proiect în care comunitatea investește bani, este echipa comunității, nu sunt bani de la bugetul de stat, să fie foarte clar că sunt niște dezbateri la unele televiziuni de tăi cu mâinile de cap și articole de presă care încearcă să explice câți bani publici, dând impresia că banii vin nu știu de unde, de la guvern, de la Uniunea Europeană. Nu, sunt banii comunității din impozite și taxe. De aceea proiectul, încă o dată subliniez, se numește Corvinul Echipa Comunității, pentru că este echipa comunității. Aici nu a venit niciun privat deocamdată să investească, cu excepția celor care au acele parteneriate cu clubul, care sunt binevenite, da, și da, sunt absolut, niște sume și da, acolo, dar nu sunt sume mari, evident. Ne-a ieșit acest proiect pentru că am văzut și dezbaterea cu primarul de la Simeria și glumeam cu colaboratorii, păstrând proporțiile, să mă scuze toată lumea, așa cum Real Madrid și Barcelona au jucat Supercupa Spaniei la Riad. Iată că plăcerea altor entități, altor OAT-uri de a ne duce către ei, de a juca în curtea lor, în orașul lor, devine la fel de mare, pentru că am creat un brand și brandul de fapt este al municipiului Hunedoara. Vorbim totuși despre Hunedoara. Aia este cel mai important lucru. Da, oricum, felicitări. Este o realizare simbolică și nu simbolică. Este o realizare mare, o realizare concretă și, cum spuneam, Corvinul nu mai trăiește din ce am fost odată. Nu. Într-adevăr, este acel Corvino 2.0, cum se spune acum, cu un limbaj așa mai sofisticat. Într-adevăr, de la perioada lui Mircea Lucescu, lucrurile n-au putut să meargă înspre bine. A mers o perioadă până la finalul anilor 90, după care Combinatul Siderurgic, care era finanțatorul clubului, a intrat în declin, se cunosc toate detaliile și acum, practic, e a doua relansare a acestui club. Da, și încă o dată vreau să-i mulțumesc primarului de la Simeria, pentru că n-a fost nevoie decât de o discuție de două fraze să-și manifeste disponibilitatea de a ca băieții să se antreneze pe terenul lui, deoarece noi nu poți pe același teren să și jos să te așa antrenezi. Vreau să le mulțumesc unor colaboratori din Călan, care au fost la mine și m-au rugat să luăm în calcul ca la Liga a doua să jucăm și la Călan. V-am și zis, aș vrea să jucăm și la Călan și la Simeria, dacă reușim să omologăm una dintre cele două baze sau chiar pe amândouă, pentru că în momentul de față în județul Hunedoara este o singură bază omologată la Liga a doua, sper să nu greșesc, este baza de la Corvinu Hunedoara, alta nu există, da, că noi suntem în Liga a doua. Dar este îmbucurător atenția dumneavoastră, mass media, atenția publicului spectator și din alte localități decât Hunedoara, privind echipa de fotbal. Să nu uităm, baza noastră de spectator trebuie să fie cât mai largă, trebuie să fie cu adevărat o echipă a județului și atunci o să ai într-adevăr încasări din eticheting la, la un nivel care să-ți permită o finanțare și pe alte căi decât acelea dintr-un buget local sau județean. Cu cât te duci să joci în aceste orașe, cu atât vei atrage de partea ta mai mulți spectatori care dintr-o dată devin corviniști. Mai mulți copii care doresc să facă sport, doresc să facă fotbal la Corvinul Hunedoara. Este un lucru, din acest punct de vedere, senzațional. A stârnit o emulație
Nu peste așteptările noastre, dar cu siguranță peste așteptările multora. Da, trecem de, deși mă gândisem să încheiem cu Corvinu, dar pentru că a spus că parțial mulțumit sau, mă rog, mai degrabă nemulțumit, am zis, domnule, ai o realizare totuși. Haideți să trecem pe, anul 2024. Păi nu, mulțumit 100% eram dacă terminam pe primul loc, pentru că așa am și spus, vreau să terminați pe primul loc. I-au pierdut niște puncte acasă, altfel erau pe primul loc. Acum, asta, cum a spus, vă așezați cu urtiile, cunoșteți aici, nu e chiar, până la un punct se poate totul previziona și calcula. Cum dă omul cu piciorul minge și multe relativ. Ca și un proiect pe fonduri europene în care spui că totul merge bine, zici că ai gândit totul, da? Și începe ploaia. Sau începe înghețul, da. Și nu mai poate să taseze malul râului Cerna. Cum ai făcut? Vedeți? Totul este relativ și în fotbal, și în lucrările de infrastructură, și în viață până la urmă. Așa-i. Dar băieții merită într-adevăr tot respectul comunității, pornind de la de la Maxim, de la antrenor, tot stafful lui, evident jucătorii și în egală măsură colectivul de conducere, Dan Colesniuc, Cimpoca, Toni Heleșteanu, sunt de admirat. O echipă care promovează vara trecută și care reușește după jumătate de an, dată locul 2 da. La un punct de locul 1, dar de fapt putea să fie foarte ușor pe locul 1. Ba mai mult, a intrat în primele 8 echipe din Cupa României, nu e lucru chiar ușor. Exact, exact. Deci sunt motive de satisfacție și vă propun să trecem că nu știu câte aveți de când văd dosarul ăla sau, mă rog, foile. O parte. Să nu cumva să pățesc ca cu președintele Nistor, căruia niciodată nu-i ajunge timpul și spun că îl derutesc cu alte subiecte. Cum vedeți anul 2024? Tehnic, politic? Pentru că vă așteaptă și componenta politică serioasă, solidă acolo. Din toate punctele de vedere, este cel mai greu an, fiind vorba de un an electoral, cu atât mai mult că ai cinci rânduri de alegeri, dacă vor fi clar și la președinte două. Și trebuie să-ți împarți timpul de această dată între politică și administrație. Până acum veneam în emisiune dumneavoastră, noi toți primarii, că... Da, urmăresc la toate emisiunile și spuneam, domnule, noi facem administrație, noi facem politică, nu e adevărat. Facem și politică, mai ales într-un an electoral, pentru că toată lumea o știe, noi suntem aleși de cetățeni. Noi nu suntem numiți de guvernul României, nu suntem numiți de prefectură, ca la deconcentrate, noi suntem oamenii aleși de cetățeni. Și dacă n-ai demonstrat nimic cei 3 ani de zile din mandatul de 4 și te apuci în ultimul an, vă rog să mă credeți că nu merge. Nu funcționează. Nu funcționează sub nicio formă. De aceea am și spus, fiecare an de mandat este ca un mandat de 4 ani. Haideți să demonstrăm în fiecare an ceva. Sau am coborât uneori, poate în fiecare lună, să demonstrăm câte ceva. Din acest punct de vedere este foarte complicat. Trebuie să îmbine administrația locală cu câștigarea alegerilor. Este un an provocator și prin faptul că trebuie să finalizez toate proiectele care au fost etapizate pe anul acesta și nu mai discut motivele sau, dacă vreți așa pe scurt, pornind de la pandemie, pornind de la războiul din Ucraina care a afectat mult mai mult decât simte cetățeanul toată această forță de muncă, scumpiri de prețuri la materiale, la energie electrică, la gaz metan și așa mai departe. Ei bine, aceste proiecte etapizate trebuie finalizate odată. Pe urmă, este vorba de deschiderea axelor de finanțare. Porul cât de curând își va expune intențiile, unde trebuie să fii pregătit. Nu mai merge să te apuci acum să scrii. Că dacă nu le ai... Nu mai. Trebuie să le ai din timp. Deci noi aici suntem pregătiți cu proiectele mature. Și mai apare componenta PNRR, unde sunt semnate contracte de finanțare de administrația din Hunedoara, și unde trebuie să intrăm la rândul nostru în procedura de licitație. Ei, imaginați-vă câte provocări sunt. Nu trebuie să fie scuze. Cetățeanul nu are timp să te asculte. Bine, domn primar, te-ai dus la emisiune la Antena 3 Deva și ai început să te scuze acolo, de ce nu o să faci? Nu merge. Trebuie să ai întâlnirile săptămânale cu angajații, trebuie să ai întâlnirile săptămânale cu antreprenorii, cu constructorii. Lucrurile acestea nu pot fi sărite. Analiză de proiecte,
într-un cuvânt, să nu te îmbolnăvești, Doamne ferește, să ai grijă de sănătatea ta și de asemenea să nu ți-ai concediu. Că dacă ți-ai concediu, cam scapi un pic lucrurile din mână. Jobul ăsta nu este un, cum să zic, este un job pe care îl doresc în Hunedoara 60.000 de oameni, da? 60.000 de alegători. Dar lucrurile nu stau întotdeauna chiar așa. Nu trebuie să fii tot timpul moț în fruntea bucatelor și ești primar. Tu trebuie să-ți dai jos haina, să fii așa îmbrăcat ca dumneavoastră la servici, de fapt, și să te așezi, să suflăci mânecile și să te așezi așa frumos cum era pe timpuri cu creionul chimic după ureche și să începi să analizezi. Și să vezi fiecare leuț unde se duce, de unde îl iei, implementezi sau nu, ce probleme are constructorul, ce probleme au angajații tăi, cum îi mulțumești și pe ei și ei la rândul lor. Trebuie să analizezi și creșterea de salarii, trebuie să analizezi și politica de resursă umană. Nu e chiar ușor și eu mai degrabă, așa o concluzie, spun că anul acesta va da măsura multor lucruri în administrațiile locale din județul Hunedoara și nu numai. Hai să vă întreb, apropo de trimiterea la concediu, o întrebare cu caracter personal, așa că chiar sunt curios. Pentru că și noi în presă avem problemele noastre legate de acest aspect. Câte zile de concediu ați avut în care să aveți telefonul închis și să ziceți, domnule, plouă, ninge, nu răspund, nu-mi pasă de ce se întâmplă, este timpul meu. Câte zile v-ați permis să aveți asta? Nu am avut niciodată așa. Nu mi-am permis niciodată să închid telefonul pentru că nu vreau să deschid televizorul și să văd că suntem la breaking news cu municipiul Hunedoara, cu o chestie foarte urâtă și n-am reușit nici măcar să intervin să o gestionăm în momentul acela. Nu fac un capă de țară din faptul că nu pot să-mi iau concediu. Nu, este responsabilitatea mea. Eu am ales jobul acesta. Eu am dorit să candidez, eu m-am dus peste tot și am spus votați-mă, eu am venit în misiunile dumneavoastră cu sutele de proiecte, dacă mi-am ales acest drum, atunci mă duc pe el. Important este ca drumul meu să fie corect și am mai spus-o, nu doresc să mi se facă statuie. Le spun și angajaților. Sunt foarte bucuroși de la fonduri europene, de la achiziții, de la contabilitate, când reușesc anumite lucruri. Și am o vorbă, fraților, nimeni nu vă va face niciodată statuie. Nimeni nu o să vă mulțumească niciodată. Dar voi să fiți mândri de munca voastră, voi în sinea voastră. Și copiii voștri cărora le spuneți, vedeți, eu am făcut achiziția de autobuze. Vedeți, eu am făcut proiectul cu scările de la poliție. Uite, tată, eu am venit cu ideea la domnul primar să reabilităm Albia Râului Cerna, să o facem promenadă. E, aceea este și mândria mea ca și primar. În rest, nu aștept aplauze, nici nu vreau să cred că le merit. Nu fac decât datoria, la modul sincer vă spun. Este un job ca oricare alt job. Doar că odată la 4 ani, trebuie să vii în fața alegătorului și să-i explici. Oameni buni, dacă voi candida și vreți să avem liniște în oraș, vreți să mergem repede cu proiectele, că acum mă cunoașteți, știți cine sunt, știți că nu vorbesc de dragul de a vorbi. Trebuie să alegeți primarul și consiliul local. Altfel, uitați-vă în jurul vostru și să înțelegeți de ce sunt atâtea lupte în consiliile locale, care sunt fragmentate de 2, 3, 5 partide. Încă nu suntem în campanie, nu vreau să apăs această pedală, dar cert este că munca acestor oameni, chiar dacă nu va fi recunoscută niciodată, aceste administrații de la Hunedoara din ultimii 7-8 ani de zile, este munca recunoscută de mine și de echipa mea politică. Fără ei, niciodată n-am fi putut să venim într-o emisiune de televiziune, într-o piață publică, să spunem, vă place ce am făcut. Nu ai cum. Cine spune că este cel mai frumos, cel mai deștept și el poate singur, nu, minte, n-are cum. Nu se poate. Doar într-o echipă, și nu o echipă simbolic vorbind, limbajul de lemn, ne-a făcut echipă. Nu, echipa trebuie să joace.
Ca și Corvinul Hunedoara, echipă. Uite că se leagă. Și având în vedere că, sigur, componenta politică urmează și trebuie dublată, nu-i așa că s-a înțeles clar, trebuie dublată de niște fapte. Sunt foarte multe lucruri făcute în Hunedoara, chiar foarte multe. Este o reconfigurare a orașului, alte trasee, contează foarte mult. Care este cea mai mare provocare în acest moment? În momentul de față, lăsăm la o parte ceea ce am discutat. Noi n-am putut face public anumite întâlniri care le avem cu anumiți antreprenori pentru dezvoltarea Hunedoarei și pe segmentul foarte important, de altfel, crearea locurilor de muncă. Știu, mi s-a mai spus, nu trebuie să vorbești despre asta, în codul administrativ, în fișa postului, primarul nu poate. În mod normal nu are pârghilele legale, dar, sigur că da, întâlnirile trebuie să ducă într-o direcție cu acești antreprenori. Să le explici potențialul Hunedoarei, potențialul de creșterea vânzărilor lor din sectorul alimentar, din sectorul nu știu care, din nu mai știu ce. Un lucru foarte important la care țin și nu m-am angajat în campanie cu el, dar m-a interesat în mod deosebit, este ca poarta de intrare a Hunedoarei dinspre Deva să fie mobilată într-un mod deosebit. Să fie mobilată prin tot felul de construcții care să genereze locuri de muncă. Cu siguranță ați fost și dumneavoastră și cei care se uită în acest moment la emisiune și au văzut acea logistică Altex care s-a făcut pe șoseaua noastră de centură, este aproape finalizată. Jos pălăria pentru cei care au investit și pentru constructorul pe care l-au putut alege, fiind din mediul privat. Ați văzut logistica KFC-ului și am mai spus-o, aceste francize, KFC, McDonald's, nu decât în capitalele județ. Să nu mă facem că ne ceartă ce ne au. Nu avem voie. Nu avem voie să spunem nume. Aceste francize fără nume nu au voie să vină decât în capitale de județ. Și sunt, e aproape gata și acolo zona aceea. În acest moment se demolează și fosta fabrică de încălțăminte, tricotaje, nu mai știu exact ce era acolo, unde urmează să se facă iarăși un centru de acesta tip Oșan. Acestea sunt locuri de muncă care sunt generate și cu implicarea administrației locale, pentru că, într-adevăr, administrația locală trebuie să-ți dea toate avizele, dacă te ține în loc, printr-un puz cerut aiurea sau printr-o autorizație de demolare sau de construcție. Prin voință, pur și simplu. Da, hai să amânăm, că de ce să nu o facem dacă putem. Te cam blochează. În continuare, am mai discutat despre acea investiție de la Peștișul Mare cu fabrica de aluminiu. Lucrurile acestea sunt foarte importante. Ele sunt extra, ca să spun așa, față de hârtiile pe care le-am adus, pentru că nu le pot trece eu, că nu sunt proiectele noastre. Dar aceste discuții au existat an și an de zile. Totodată, tranziția justă va aduce foarte mulți bani societăților comerciale care pot accesa fonduri tot pentru crearea locurilor de muncă prin societățile lor în zona fostei platforme siderurgice a combinatului, unde noi suntem pregătiți. Noi am făcut acolo, fără să povestim, ne-am făcut toate temele. Am trecut terenurile în proprietatea primăriei, am făcut întăbulările, am făcut radierile de clădiri unde era cazul. Volum de muncă care nimeni nu stă să ți la... Cine are răbdare să ți asculte toate astea? Omul vrea să vadă ceva aici. De exemplu, pe tranziție just am prezentat în fața Comisiei de Monitorizare de la ADR Vest grădina urbană Corvinia. Și acolo au fost oamenii care decid asupra acestor proiecte. Și au zis, este prima prezentare pe care cineva ne-a făcut-o. I-am dus pe clădirea situlului industrial de lângă castel și de esplanadă au văzut și zona. Deci au rămas foarte uimiți, inclusiv cel care, arhitectul care a lucrat la Puz, a venit și a făcut prezentarea domnia sa. Acesta este cea mai importantă componentă care m-ar interesa anul acesta și noul mandat. Începutul ușor-ușor a atragerii cât mai multor investiții, nu mai putem să înființăm combinatul siderurgic, le explic tuturor, în momentul de față trăim în altă lume, o lume verde, o lume în care salvăm planeta, nu o lume plină de noxe. Și cu cât vei atrage mai multe investiții,
cu 2, cu 10, cu 100 de locuri de muncă, nu pui toate ouăle într-un coș, are o problemă, rămân celelalte, da? Cu atât vei reuși să generezi și o concurență pe piața forței de muncă. Domn primar, știți, locuri de muncă cu salarii bine plătite. Eu nu pot interveni, sunt sindicat. Dar generând concurență, automat și salariile vor crește. E o chestie de logică. Pe strada Carpați, de curând, a fost, sunt două investiții private, fiecare, cred că, cu 50 de locuri de muncă. Deci mult. Încep ușor, da? Ușor, ușor să vină. Asta e un lucru îmbucurător și este un program țintă pentru noi. Sunteți considerat și pe bună dreptate primarul cel mai eficient de municipiul prin amploarea și anvergura și cuantumul sumelor atrase din proiecte europene. Chiar mi-a spus o dată, acum nu mai știu exact cât, era de 40 de ori bugetul, a spus, bugetul pe care îl avea municipiul. Pe care ar fi putut să-l pună la dispoziție. Să-l pună la dispoziție. Ele sunt deja de amploare, cum am spus, dar înseamnă că dezvoltarea Hunedoarei din această perspectivă a proiectelor pe Angel Salini sau pe fonduri europene, prin POR sau pe PNRR, este departe de a se fi încheiat, înțeleg. Cu siguranță. Deci noi avem foarte multe proiecte finanțate pe PNRR. Dacă nu este posibil, ar trebui să vorbim acum de 82 de milioane de euro numai în momentul de față. Toată lista aceasta ce se vede aici, mă rog, dosarul acesta, da? Totul este pe PNRR sau ce urmează să depunem pe POR? Căsuța cu pitici creșă, școala numărul 11 reabilitare, școala generală 3 reabilitare, Traian Lalescu corpul de liceu reabilitare, grădința Licuriș de la piață reabilitare, grădința de pe rând Unicii reabilitare, grădina urbană Corvinia, despre care am vorbit, și valoarea gândită de noi de a fi atrasă din această tranziție justă este de 30 de milioane de euro. Așa este gândit proiectul. E ceva de vis, într-adevăr, adică chiar să mai ții o zi turistul, în afară că oricum stă acum o zi, pentru că am și cifrele de pe locurile de cazare, acea veche poveste că vine, pleacă, nu. Vine, stă, cel puțin o noapte, și pe urmă pleacă. Trebuie să mergem mai departe, da? E foarte mare. Parcul Corvin, că am fost întrebat, deja avem reabilitare, modernizare. Parcul Central, cel de pe Bulevardul Dacia, continuarea cu Corvin, cu aia pietonală. Se depune pe POR, deci noi avem PT-urile recepționate, nu sunt idei. Acestea sunt proiecte făcute deja, mature, cum îi spunem. Curtea Husarilor, cu valoare de 5 milioane de euro, că vrem să închidem noi, echipa noastră administrativă, avem ambiția de a închide tot ceea ce înseamnă proiect, reabilitare, modernizare la Castelul Corvinilor. Achiziționarea de autobuze electrice, detalii mică de această dată, ne interesează transportul elevilor. Vrem să facem o linie pentru elevi dedicată, să descongestionăm orașul. Dimineața e nenorocire de mașini mici. Sigur, avem Pugul, Puzul, tot felul de soluții smart. Construirea de locuințe UZ pentru tineri, avem un bloc în plan. Etapa 2 la Castelul Corvinilor, pentru că am finalizat etapa 1, începem etapa 2. Deja aici, uitați-vă, contract de finanțare, numărul 20, din 19 octombrie 2022, contract PT plus execuție, încheiat PT în elaborare, societatea care face. Deci sunt toate datele respective. Bulevardul, fosta școală numărul 1, școala de muzică Traian Lalescu. Și acum începem cu blocurile, toate blocurile de pe pietonalul Corvin, blocurile turn, care urmează să fie reabilitate. Sunt cu fotografii cum arată în momentul de față, fișele de proiect, proiect depus prin PNRR, răspuns la clarificări, așteptăm semnare contract, ianuarie 2024, contract de finanțare, când a fost semnat. Toate aceste lucruri, un lucru la care țin la fel de mult ca și șoseaua de centură mobilată, este acel parc de panouri fotovoltaice. Am și dezmembrat dintr-o pășiune 30 de hectare, sunt ale municipiului și le-am spus colegilor, haideți să producem curent pentru noi. Putem? Da, mister, au zis, cum să nu? Hai să vedem ce avem de făcut. Pe fonduri europene. Sunt documentele, sunt făcute deja, ne aparține toată suprafața, întăbulată, tot este regulă. Ei bine, munca aceasta va fi pusă în practică în următorii ani de zile. 4 ani, că ăsta este orizontul de așteptare. Iar proiectele care sunt aproape de finalizare,
care au gradul lor de spectaculozitate categoric. Cum am spus, reconfigurarea unei nou traseu de vizitare, o nouă imagine urbanistică pe care vizitatorul o are, pentru că una este să doresc să mă duc la castel cu mașina și alta este să doresc să las mașina pentru că e frumos să te duci la castel din centrul Nedoarei până la castel să te plimbi. Când va fi promenada de pe Cerna? Anul acesta ar trebui să fie finalizată. Aici avem și niște imagini, le-am luat de pe site-ul dumneavoastră să le și vadă, da? Pentru că sunt spectaculoase. Rog pe Cristi dacă se poate să le, să le vedem. O să le... Este într-adevăr proiectul, unul dintre proiectele cele mai interesante, eu zic că e chiar cel mai interesant dintre toate, pentru că va reconfigura tot ce înseamnă zona aceasta a Pieței Libertății și a străzilor care duc către castel și evident Albia Râului Cerna, în momentul în care te plimbi pe ei și vezi și promenada aceea. Iar la castel, nu știu dacă ați văzut, dacă ați fost de curând, am amenajat toată curtea interioară, da. Și eu sper să mutăm festivalul de operă acolo înăuntru, unde a fost odată, că acum avem posibilitatea lumea asta. Lumea tânjește după... Am făcut după ieșirile, avem, da? Ieșirile. Asta era problema cu ieșirile. Le-am făcut. Avem ieșirea care e clasică, ieșirea din spate deja a fost... Se o veste foarte interesantă, deschis. Nu? Păi mă gândeam acum, în timpul acesta, când vorbeam, da, cu dumneavoastră, acum mi-a venit în gând, de ce n-am încercat că să mutăm opera Nights în interiorul problema curții? Problema era doar de ISU. Da? Că nu erau ieșirile. De față, și mai era problema de curte, că țineți minte tot, da, noroiul ăla care se forma, pietrișul ăla pus în anii 90, ce minte, or fi avut și ei la reabilitarea aia. Deci, a văzut frumos cu... cu piatră naturală, nu venim să facem alei din beton. Și automat ai un plan drept, pe urmă ai o coborâre, iarăși un plan drept, ar fi ceva spectaculos, nu? Absolut. Da. Castelul, și aducând aminte de castel, sigur că da, se investesc foarte mulți bani din fonduri europene în castel. Hunedoreanu, în principiu, doar cel foarte atent zice, bine, bravo, ce faceți acolo. Celălalt îl interesează să vadă orașul, să vadă strada pe care circulă domnia sa făcută, parcările. Toți sunt mândri cu castelul. Toți sunt mândri cu castelul. Toți sunt mândri cu castelul. Și noi suntem foarte mândri pentru că deja ne-am apropiat anul trecut de 400.000 de turiști. Să nu uităm că scăzuse undeva la 200 și ceva de mii, venise și pandemia. Încasările au crescut în mod spectaculos și atunci... încercăm să creăm inclusiv evenimente culturale dedicate castelului, din care orașul să aibă ce să absorbe ca și imagine. Totul facem, cum am spus, pentru oraș. Avem brandurile noastre, o să continuăm și expoziția istorică. Vreau ca povestea aceasta a castelului să meargă mai departe. Pe drumul gării se naște, cât de curând se va naște, o altă idee de-a noastră cu... alte cadre, în cadrul expoziției istorice. Gândim acum ceva și acolo. Eu cred că odată reabilitată zona aceasta din proximitatea castelului, putem să spunem, da, am reușit. Anul acesta este anul decisiv când trebuie să se închidă proiectele. Aici nu vorbim doar de... avem o dată, da, Parcul Libertății, avem pietonalul din fața primăriei și a clădirilor vechi, avem Albia Râului Cerna, Pasarela, Muzeul Fierului, trecând pe Pasarelă, Centrul de Tineret, fostul cămin de persoane vârstnice, Centrul de Tineret de pe strada Castelului, sunt mult mai multe proiecte. Străzile, 9 Mai, Pavate, strada Castelului, bucata de Constantin Bursan, sunt mult mai multe. Maior Stângă. Deci practicile vor ajunge, va trebui să fie... la castel. Da. Luați bicicleta din stația de autobuz de la Bucegi, de la intrarea din Hunedoara, și pe bicicletă veți merge direct până la castel, pe piste de biciclete, pe alei pietonale. Asta înseamnă mobilitatea urbană până la urmă. A întrebat cineva odată, zice, bun, dar de ce v-ați agitat așa de repede, repede, repede cu toate? Nu era mai important să vorbiți cu nu știu cine, să faceți nu știu ce locuri de muncă? Toate sunt importante. De-aia vă spun ceva. Dacă vreau să vă atrag în orașul nostru, trebuie să vă prezint ceva. Trebuie să vă prezint o infrastructură rutieră fără cusur. Cu siguranță în centrul orașului, fără cusur.
Trebuie să vă prezint un sistem medical foarte bun. Un spital cu norme europene. Când vorbesc de norme europene, păi înseamnă ca la Viena. Nu merg ca la București, la Funde. Nu, nu, chiar ca la Viena trebuie să fie. Inclusiv actul medical. Trebuie să vă prezint un sistem educațional pornind de la o creșă nouă până la un liceu sau un liceu de prestigiu, un colegiu de prestigiu, cum sunt acum, care arată ca în străinătate, da? Sunt lucrurile esențiale. Școală, stradă și spital. Evident, pe urmă, spuneți bine, dar vin de la lucru, mă duc acasă, mănânc, mă culc și cam atât? Păi nu, mister. Casa de cultură, da? Casa de cultură reabilitată și împreună cu Consiliul Județean, de fapt, ei au dat cea mai mare sumă de bani și care arată într-un mod deosebit. A fost și a zis și toată lumea știe acum cum arată. Și pe lângă Casa de Cultură ce mai pune? Mai aveți ceva? Da, brandul Corvinu Hunedoara, echipa de fotbal. Că n-am mai, nu știu dacă mai apucăm să vorbim și de stadion, da. Care trebuie, la începutul februarie trebuie să se deschidă ofertele la CNI. Să creăm o diversitate și pentru timpul liber. Să mă duc la castel, să vă duceți dumneavoastră cu oaspeții la castel, să aveți unde mânca în Hunedoara la niște localuri care să arate nu doar într-un mod decent, chiar să ofere servicii de calitate. Nu le număr, că a spus să nu mai încurva fac cu ambalajul, dar știți că există în jurul castelului locuri de cazare aveți. Da, avem, pentru că avem din taxa hotelieră, vedem ce bani încasăm și știm exact toate astea. Sunt din ce în ce mai multe și din ce în ce mai apreciate. Pensiuni foarte multe. Da, așa este. Pensiuni foarte multe și care arată foarte bine. Pensiuni foarte multe. Chiar într-o zi a venit un cetățean care îmi spunea că își deschide o pensiune, avea nevoie de niște hârtie la primărie și l-am întrebat, dacă crezi că o să meargă? Și l-a zis, domn primar, ce eu mai am una. E adevărat, cu două camere. Dar nu mă întâlnesc niciodată cu clienții. Le las cheia, iau bani, investesc în partea cealaltă, știți cum merge. De nu se poate. În momentul în care crezi toate aceste lucruri, începi să-i aduni, să-i aduci pe acești investitori către tine și să le explici, cum am explicat și celor care urmează să facă acele magazine, tip Oșan. Da. Domnilor, Hunedoara nu înseamnă doar 50, poate 60 de mii de locuitori. 60 de mii de locuitori în Hunedoara înseamnă locuitori și din Ținutul Pădurenilor. Din 7-8 comune care sunt obligate să treacă prin Hunedoara ca să meargă undeva, să cumpere ceva. Păi nu e mai simplu să vii până la Hunedoara, de ce trebuie să mai bați 20 de kilometri dus, 20 întors? De ce nu-i bine să gândiți pentru cel din Hunedoara să vină să cumpere de la dumneavoastră când ar mai avea nevoie să ducă cu mașina undeva sau la Sibiu sau în altă parte, nu? Se duce frumos, mănâncă, bea și o bere, vine cu taxiul. E mai simplu. Acestea sunt argumentele și atunci când am discutat despre KFC. Domnilor, vreți să faceți ceva? Da. Faceți asta când avem. A, știți. Numai în capitale de județ, cofii, copății. Domnilor, pe aici trec 400 de mii de turiști. Probabil sunt 150 de mii de copii. Ar mânca și ei un hot dog, ar mânca și ei ceva un hamburger. Acolo. Da. Acestea sunt argumentele noastre de a defini orașul, de a redefini orașul, ca în final, printr-o expunere foarte agresivă a municipiului Hunedoara, să-i faci să vină să investească la tine. Altfel, de ce ar face-o? Și mai fac o comparație aici, pentru că mi-a sugerat asta. M-am dus la Oradea în ultimii ani, nu ca să văd neapărat Muzeul Țării Crișurilor. Uh-huh. M-am dus pentru că am auzit că Oradea, du-te la Oradea să vezi cum arată orașul. Și cred că ăsta poate fi senzațional. Centrul orașului. Da, dar ăsta poate fi un scop în sine. Să fie, du-te la Hunedoara sau să vezi cum arată orașul. Am fost la Hunedoara să văd cum arată orașul, am fost și la Orăștie să văd cum arată orașul. Pentru că, văzând, am fost curios. Hai să vedem, dacă trecem pe acolo, într-adevăr, hai să vedem, găsim un băruleț care să fie interesant, dincolo de ce era. Mai avem 6 minute. Hai să vorbim și de stadion, pentru că e important. Stadionul este o altă investiție gândită de echipa administrativă, cu sprijinul, evident, al Consiliului Județean, că nu puteam să facem singur treaba asta, și pentru care a fost necesar iarăși un lobby din acesta cu motive pertinente de ce la Hunedoara. Dacă această investiție se va realiza
într-un viitor apropiat, așa cum sperăm noi, gândiți-vă câți cetățeni din altă parte vei aduce în Hunedoara, care la rândul lor vor consuma din magazine, vor consuma mâncare din restaurante, vor plăti biletele. Nu am gândit întâmplător, hai să facem și noi un stadion. Dar ne-l face cineva? Nu știu, încercăm. Păi și la ce ne folosește? Dacă nu aveam brandul Corvinu, era necesar un stadion nou. Vă rog să mă credeți că nu. Știu că acum o să stârnesc un pic de polemică, dar vă spun că dacă nu aveam brandul Corvinu, ar fi trebuit să inventăm ceva de anvergura aceasta ca să solicităm un stadion nou. Când te duci acolo în comisiile CTE, cum se numesc ele, la Ministerul Dezvoltării sau la companie prima dată, trebuie să vii să le explici de ce dorești. Oportunitatea, că legalitatea este ok. Oportunitatea acestei investiții. 64,5 milioane de euro. Probabil în urma licitației se va armoniza, va mai scădea. Dacă reușim și acest lucru, mobilăm și zona centrală a orașului așa cum trebuie să arate. Sunt uimit să văd ce participare mare există în aproape toate ligile de fotbal din Europa. Oamenii iubesc acest sport și oamenii cheltuiesc mai mulți bani într-un stadion nou. Când te duci într-un stadion nou și ați fost, te duci să și mănânci ceva, te duci mai repede cu cel puțin o oră. Acolo ai posibilitatea să plătești și mănânci, nu? Dacă îți mai ieși un abonament VIP la lojă, plătești mai mult și mai stai socializezi acolo cu cineva, cu prieteni, cu VIP-uri. Vrei să vezi spectacolul galeriilor de pe un stadion nou care are o acustică deosebită? Iar după meci, tot acolo tragi concluziile, la restaurantul de la stadion. Ei, stadionul este o investiție mare. Ofertele, așa cum am zis, se vor deschide la începutul lui februarie. A mai fost dat o amânare, a mai fost o amânare, asta este. După care vor urma minim 60 de zile de analiză a ofertelor tehnic și financiar. Pe rând, tehnic și financiar. Dacă nu se vor contesta între ei, dar sigur vor fi contestații, eu zic că, să zicem că ne ducem undeva 90 de zile, 3 luni de zile, ar trebui februarie, martie, aprilie, undeva luna mai, să știm cine va face proiectul tehnic și execuția lucrării. Se scoase la pachet. SF-ul este făcut, pe SF se face analiza. Proiectul tehnic ar trebui să dureze 6 luni, dar eu cred că în 4 luni nu mai au de ce să certe între ei, că sunt la pachet proiectantul cu executantul. În așa fel că undeva în ultimul trimestru să începem și noi demolarea. Nu vom începe demolarea până nu sunt convins că sunt banii, că se va semna contractul cu cel care face PT-ul și execuția. Pentru că contractul este angajamentul bugetar. În momentul acela vom începe să ne gândim la demolare. Noi ne-am făcut toate lucrurile pentru demolare, mai avem de deviat niște cabluri electrice. Am avut o discuție, evident, și cu premierul la finalul decembrie, tocmai pe tema asta, a spus să nu ne facem griji. Încercăm să facem cât mai multe lucruri într-un tip cât mai scurt, dacă se poate. Deci, practic, dacă începe totul la final de 2024, când ar trebui, în cel mai optimist scenariu, să fie primul meci? În 2026. Nici nu-i mult. Nu-i mult. Nu-i mult. De regulă, documentele durează mai mult decât execuția. Execuția are 22 de luni. Deci 22 de luni, mai puțin de 2 ani. Da. Și am spus atunci 2025 tot anul și 2026 undeva în a doua parte a anului ar trebui să fie finalizat, recepționat, să poți juca pe el. Cam așa cred eu. Și atât că Doamne ajută. Doamne ajută, ne-am încadrat la fix. Da. Eu vă mulțumesc și sunt convins că ne vom mai vedea anul ăsta. Și eu vă mulțumesc. Încă o dată sănătate, pentru că a spus să nu se întâmple nimic, asta e partea neprevăzută, să fie totul în regulă, sănătate, succes și dumneavoastră. Și determinare, cred că aveți. Cu determinarea stăm bine. Cu determinarea stăm bine. Să vedem analizele, mai facem analizele mai des. Domnilor, domnilor, l-am avut ca invitat pe primarul municipiului Hunedoara, domnul Dan Bobuțanu, încă o dată îi mulțumesc. Mulțumesc și eu. Contează, chiar dacă
prezintă într-o manieră amuzantă raful de documente, iată că contează, și eram și eu foarte atent să văd când tot grădinița crește, blocuri, parc, grădina urbană Corvinia. Încă o dată vă mulțumesc, le mulțumesc colegilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere, toate cele bune tuturor! De aici până la ceea ce povestește ea că s-a întâmplat. Sunt acuzații urâte la adresa clientului meu, acuzații care pentru mine din acest punct de vedere nici măcar nu sunt probate, și domnișoara trebuie să aibă în vedere că la un moment dat poate chiar